Judecătorii Curții Constituționale dezbat miercuri sesizarea jurnalistului Liviu Avram privind organizarea alegerilor locale într-un singur tur de scrutin. Dezbaterea are loc cu doar două zile înainte de startul oficial al campaniei electorale și, în eventualitatea admiterii excepției, ar putea schimba jocurile politice. În cazul în care Curtea decide că articolul din lege care stabilește desfășurarea alegerilor într-un singur tur de scrutin contravine legii fundamentale, Parlamentul ar trebui să modifice legea. O altă variantă ar fi intervenția guvernului printr-o ordonanță de urgență care să pună în acord legea cu decizia judecătorilor. Deși PNL a făcut demersuri în instanță pentru a contesta legea la CCR, dosarul a ajuns pe masa judecătorilor constituționaliști datorită unui jurnalist. Pe 16 aprilie, Tribunalul București a dat câștig de cauză jurnalistului Liviu Avram și a decis transmiterea către Curtea Constituțională a sesizării sale privind excepția articolelor din lege, privind numărul necesar de semnături pentru un candidat independent și organizarea alegerilor locale într-un singur tur. Decizia Tribunalului București vine în cadrul unui proces deschis de jurnalist care și-a depus candidatura la primăria capitalei ca independent, tocmai pentru a putea ridica excepția de neconstituționalitate asupra legii. Liviu Avram a cerut extinderea controlului CCR și asupra alegerii primarilor într-un singur tur, afirmând că cei care candidează independent trebuie să îndeplinească condiții exigente de reprezentativitate, în timp ce pentru cei aleși legea coboară sub standardul constituțional criteriul de reprezentativitate. Jurnalistul a reușit să obțină judecarea legii la CCR în condițiile în care, cu doar o zi înainte, Curtea de Apel București a respins o altă plângere formulată de PNL pe tema organizării alegerilor locale în două tururi de scrutin.